Pentru Chișinău am votat ca capitala noastră să devină mai prosperă, mai simpatică, să se termine haosul în Chișinău în toate domeniile. Și cred că pentru o echipă de oameni profesioniști care vor veni și vor munci în realitate, nu vor face politică, nu vor împărți oamenii între ai noștri și ai voștri și se vor ocupa în fiecare zi de lucruri reale, dimineața până seara târziu. Credeți că se întâmplă asta în urma votului dumneavoastră? Și în urma votului meu, de asemenea, și cred că foarte mulți cetățeni, ceea ce am zis eu, își doresc lucrul acesta și vor să se întâmple lucrul acesta și dacă cetățenii vor, înseamnă că se va întâmpla. Dar cum evaluați șansele dumneavoastră? Da, eu le evaluez șansele, toți au aceleași șanse egale când votează cetățenii. Cetățenii trebuie să judece, să ne judece pe toți. Acei care am candidat, am fost mulți candidați, lista de consilieri locali de asemenea a fost foarte mare. Eu chiar am încurcat-o, nu știam care cu consilierii și care cu candidații la primar. Dar cred că cetățenii vor judeca. Și după cât eu înțeleg, m-am uitat dimineața la televizor, participarea este destul de înaltă, chiar dimineața lumea vine pe racoare. Sperăm că și la secția respectivă de votare de asemenea să mai activizeze lumea, dar cetățenii vor decide astăzi cine urmează să conducă inclusiv și municipiul Chișinău și toate autoritățile publice locale.